Patru secretari generale au fost numiți în cadrul ministerelor la ședința de miercuri a Guvernului. Astfel, Lilia Dabija își va începe activitatea la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Ea este magistru în drept civil și are experiență în elaborarea actelor normative. Totodată, doctorul în științe biologice, Anatolie Fală, a fost promovat în funcție de secretar general al Ministerului Agriculturii. În același timp, Serghei Diaconu a renunțat la fotoliul de secretar de stat pentru cel de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne. Tudor Manca și-a fost numit secretar general la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. În ultima perioadă, el a activat în cadrul aparatului președintelui țării, precum și la Cancelaria de Stat. De asemenea, guvernul a numit doi șefi adjuncți în cadrul oficiilor teritoriale Căușeni și Bălți ale Cancelariei de Stat.